Numele meu este Janderson Meneses, am 36 de ani, am absolvit facultate în domeniul protecției consumatorului. Provin dintr-o familie foarte săracă. Vin dintr-o situație deplorabilă, pentru că am locuit la periferie și din cauza acestei dificultăți de foame și mizerie, a ajuns un moment în viața mea, în familia mea, în care a trebuit să încep să caut la gunoi. Și acest lucru era o umilință, dar era singurul lucru din care ne puteam alimenta. Locuiam într-o cameră cu o singură baie și eram 7 persoane. Nu aveam nicio perspectivă de a ieși din acel loc. În primul rând, chiar și pentru că noi am crescut acolo și credeam că acolo era singurul loc pentru a trăi, singurul loc pentru a conviețui cu celelalte persoane. Nu aveam nicio perspectivă de viitor. Viața mea deja nu era bună, deoarece deja veneam dintr-o viață de boală și mizerie și m-am trezit că am devenit tată cu vârsta de 17 ani. Eu câștigam 236 de lei pe lună, fiind un auxiliar general. Aveam o viață nereușită, fără nicio perspectivă, fără un drum pentru a-l urma, fără o direcție. Și a fost așa cum eu am ajuns la biserică. Unul din punctele pe care am început să le practic a fost zeciuiala. A fost de extremă importanță să înțeleg ce era zeciuiala, să știu că erau primele roade și că nu doar zeciuiala ca prime roade, ci de asemenea că Dumnezeu trebuia să fie mai presus de tot. Și atunci am pus în practică. Am înțeles că deși eram în aceeași situație prin care treceam, câștigând puțin, câștigam 236 de lei, zeciuiala era 23 de lei și eu am separat zeciuiala în acel moment. Și aceasta este conștiința pe care o avem astăzi. Dar eu am înțeles că eu trebuia să fiu fidel cu Dumnezeu, că trebuia să ascult. După ce am devenit zeciuitor, conform cu toate ideile pe care le aveam, cu așteptările mele, El mi-a dat direcție. Și de la auxiliar general am început să lucrez într-un cabinet de avocatură și am început să urc în acel cabinet. După am început să lucrez într-o firmă multinațională, de acolo am fost invitat să lucrez într-o bancă. Dumnezeu mi-a dat direcția să fac un curs. După ce am terminat cursul, această alianță cu Dumnezeu mi-a proporționat lucruri bune. Eu, ce înainte trăiam la periferia orașului, ce am trecut prin multe dificultăți, foame, astăzi, mulțumită lui Dumnezeu, am două apartamente. Unul din ele este evaluat la 250.000 de euro. Eu nu aveam nimic, dar azi pot oferi confort familiei mele. În afara faptului că lucrez azi la o firmă multinațională, sunt un impresar, dețin o franciză, sunt în expansiune și creștere, pentru că Duhul Sfânt mă capacitează pentru asta. Și astăzi, eu fiind un tânăr de 36 de ani, eu garantez că viața mea doar este cum este, datorită fidelității mele față de Dumnezeu, datorită ascultării mele față de Dumnezeu mai presus de tot. Pentru că dacă nu ar fi fost ascultarea, eu nu aș fi ceea ce eu sunt.